Domnul primar Pendiuc, ne bucurăm că este împreună cu noi și dacă are și o urare pentru Biserica Adventistă la acest ceas aniversar, l-am rugat să ne-o spună. Ne bucurăm că sunteți cu noi și dorim ca Dumnezeu să o binecuvinteze în slujirea dumneavoastră. Bine ați venit! Sărmă, bună dimineața! N-am venit nici de protocol, din motive de protocol, și nici din vreo obligație sau din vreo intenție ascunsă, cum poate s-ar gândi unii. Cred că nici bunul Dumnezeu nu poate să facă bine celor care vin cu gânduri ascunse într-o adunare. Chit că unii din patru, nu, o fac totuși din 4 în 4 ani. Cum de altfel, deci ei fac aceste intrări în biserici sau în diferite lăcașe de cult din 4 în 4 ani, dar rele fac unii dintre ei în fiecare zi. Am venit cu intenția și vreau să mulțumesc atât pastorului dumneavoastră cât și domnului Crăciun care l-a însoțit, vestindu-mi această aniversare a dumneavoastră cu mare bucurie. Și anume că această comunitate a dumneavoastră în Pitești și nu numai în Pitești, este una dintre comunitățile care și pun în practică ceea ce citesc în Biblie. Cred că sunteți unii care puneți cel mai mult în practică ceea ce ni se spune în Biblie, față de alții care odată ieșiți pe ușa bisericii sau a lăcașului de cult respectiv, uită. Poate că au intrat acolo din alte motive. Trebuie să vă spun că liniștea de care ne bucurăm în Pitești, nu liniștea cu claxoane și cu frâne, ci liniștea socială totuși, să lăsăm deoparte grijile cel puțin sâmbăta, la dumneavoastră, duminica, la creștini ortodoxi, și să gândim totuși la cele bune. Deci această liniște este generată și de dumneavoastră. Fiindcă nu am văzut în Pitești anumite tendințe, anumite întâmplări, care să ne ducă spre acea neînțelegere confesională. Este și rodul, poate, al unei înțelegeri pe care noi, administrația, în bună parte, am avut-o. Fiindcă, știți bine, au fost ceva probleme cu terenul pe care este construit, este această construcție, am rezolvat-o, cum sigur rezolvăm și la celelalte confesiuni. Vreau să vă mai spun că eu știu despre Biserica Adventistă, de când eram copil la casă, fiindcă am crescut lângă familii adventiste. Știu că erau familie, de fapt mai multe erau, care cap de familie, bărbați, beau, băteau soțiile, mă rog, aveau și alte obiceiuri răufamate. Și după aceea ei n-au mai băut. Ei sâmbăta de vineri seara de la apusul soarelui până sâmbătă seara la apusul soarelui nu lucrau și în vremurile acelea în care era greu de fapt să citească cineva Biblia, mergeam, eu crescut în mediul rural, la țară, deși Balșul este oraș, scriam totdeauna orașul Balș să nu se confunde cu vreo comună. Și mergeam cu vitele și era o familie acelea care și ele aveau și ne citeau diferite pasaje din Biblie sau diferite întâmplări ale apostolilor și așa mai departe. Așa am luat cunoștință despre confesiunea noastră și când spuneai adventist, spuneai că e un om corect. Este cinstit, a fost mai Iisus, corect suntem mai mulți. Deci e un om corect, un om care suntem... un om care își respectă cuvântul. Eu vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru tot ce faceți, pentru binele apropiaților noștri, fiindcă de acțiunea noastră beneficiem și noi toți, inclusiv conducerea municipiului, prin acele ajutoare pe care le aduceți familiilor dumneavoastră, aduceți celor care nu sunt în Biserica Adventistă, dar și a liniștii pe care o generați în municipiul nostru. Vreau să vă asigur de întregul nostru sprijin pentru activitatea dumneavoastră și, în general, pentru credință. Fiindcă
dacă stăm și ne gândim în istorie, credința este singura, nu i-a spune politică, dar nu găsesc acum alt cuvânt, care nu s-a schimbat de-a lungul atâtor epoci istorice. El nu s-a schimbat. A venit, să vorbim de epoca modernă, diferite partide cu ideologii, biserica, credința însă este aceeași. Sigur, cu anumite conotații și continuanțe, dar ea este aceeași. Și acest lucru dovedește că există Dumnezeu, că această credință este singura care ne poate salva din situațiile cele mai grele cu care ne confruntăm. Poate și de asta, la unul din momentele poate cele mai grele din viața mea, poate că n-am făcut atâta rău, încât am scăpat fără nicio zgârietură în 1998, când întorcându-mă din Cracoevac, oraș înfrățit cu noi din Serbia, în fața noastră s-a rupt podul, a fost bombardat și de la o înălțime de 10 metri, am zburat vreo 30 de metri în aer, am căzut cu mașina și n-am avut nimic. Nimic, nicio zgârietură. Mi-a puțin o jultură la nas. Deci Dumnezeu există, numai că noi va trebui să ne apropiem prin ceea ce facem. Dumnezeu este peste tot și Dumnezeu ne privește în orice clipă a vieții noastre. Este crezul meu, să știți că nu o spun, spun ceea ce cred în general, nu ceea ce vrea să audă auditoriu, dar acesta este crezul meu și bine ar fi ca noi toți oamenii să nu ne gândim numai sâmbătă și duminica sau în anumite zile că există, să ne gândim în fiecare zi. De altfel, pe mine așa m-au crescut părinții, nu face rău că te vede Dumnezeu. Și cred că a fost bine, cred că ne-a văzut și când am făcut bine, de ne-a ajutat. Încă o dată vă mulțumesc pentru ceea ce faci și, și numai împreună, numai împreună, într-un crez comun, acela al credinței, crezul în Dumnezeu, putem reuși. Așa se naște Dumnezeu. Mulțumim. Domnul primar, avem și noi o amintire pentru dumneavoastră, o plachetă cu evenimentul acesta. Am văzut că mai aveți și altele în vitrină, să vă aduceți aminte de biserica noastră. Da. Mulțumesc tare mult. Da, este o plachetă pe care o voi purta cu mare plăcere. Și